dimineața, este ora 6:45. Sunt la bucătărie pentru că trebuie să gătesc. Pe la ora 9 plecăm spre dentist și evident când vom ajunge acasă nu vom avea ce mânca dacă nu gătesc acum. Și n-am putut să dorm toată noaptea pentru că fratele meu a plecat în Spania, avea zborul la ora 9 aseară, dar a plecat pe la 11 pentru că i s-a făcut rău unei doamne în avion și a întârziat cu decolarea. N-am putut să dorm pentru că nu știam nimic de el. Și m-am trezit la ora 1:30, m-am uitat să văd dacă am mesaj de la el, n-am avut niciun mesaj. La urmă m-am trezit la ora 4:30 și până în momentul de față n-am mai adormit deloc pentru că n-am mai putut. Am avut fel și fel de gânduri și m-am ridicat din pat, am venit la bucătărie și am zis să mă apuc să gătesc. Sunt sigură că a ajuns bine, doar că na, gânduri. Astăzi ceea ce vreau să gătesc este tot un pui, dar nu la cuptor. Vreau să mi-l fierb, iar lunicul cred că îl voi prăji și îi voi face și piure. Aștept să se facă, iar apoi voi pune carne la fiert, palmicul o voi prăji și pamea o voi fierbe. În sfârșit am primit mesaj de la tatăl meu că fratele meu a ajuns pe la 2:30 în Spania. Mă bucur că a ajuns cu bine și că nu s-a întâmplat nimic. Azi noapte am avut tot felul de gânduri. Dar mă bucur că totul este ok. Am tot așteptat să se conecteze Daniela, nevasta tatălui meu sau tatăl meu, să-l întreb dacă a ajuns fratele meu. Ieri a fost ziua mea de nume, de Sfântă Mărie, și Nicu mi-a dat niște bănișori și nu știu ce să fac cu ei. Mi-aș comanda niște produse de skincare, de make-up, doar că mă gândesc să-mi iau și ceva pentru casă și nu știu ce să fac, sunt în dubii. Dacă să cumpăr doar produse de make-up sau produse pentru casă. Mă mai gândesc. Crăcuțe? De mai e de ce râde?
Am venit de la dentist pe la ora 1. Am făcut repede să mâncăm. N-am reușit să mai îmi fac legume fierte și mi-am făcut o supiță repede. Lunicu i-am prăjit cărnița. Astăzi trebuia să mai îmi ajungă o comandă cu acele spray-uri pentru vopsit, dar n-am fost acasă și am vorbit cu curierul dacă mi le poate livra după ora 1. A zis că încearcă și să vedem dacă va ajunge comanda. Am dat Carolinei să pape, un iaurțel. Acum vreau să mă apuc de curățenie și aici la bucătărie și pe hol și în living și la baie. Sper să reușesc să le fac pe toate. Îmi este somn, dar încerc să fac cât de cât curat. Pentru că zilele acestea, cât a fost Nicu la muncă, n-am reușit. Ba am fost plecați, ba n-am reușit. M-a sunat curierul și în sfârșit pot să fac acele lucruri DIY cu voi. Mi-au ajuns spray-urile în număr de 3. Am comandat 3 pentru că am de gând să fac mai multe chestii. Și îmi voi mai comanda ca să mai facem DIY. Am luat pe alb, unul pe auriu și unul pe roz. Acesta roz este imens față de acestea mici. Mă bucur că mi-au ajuns zilele acestea când va fi Nicu acasă. O să facem împreună ceva pentru casă, ceva pentru noi, pentru organizare. Vom vedea când voi reuși. Oricum, vlogul acesta va intra și probabil că după acest vlog voi face. Nu știu, să văd întâi cum va fi Nicu la muncă, pentru că orarul lui este stabil, doar că uneori când au oameni îl sună de acasă, vezi că astăzi ești tura 1 sau mâine ești tura 2 și se dau planurile noastre peste cap. Bună seara, este ora 7 când ne auzim noi, 7 seara, am dormit și eu o oră, mi-era foarte, foarte somn, am făcut curat în bucătărie și mă apucasem și în living, dar mă luase între timp oboseala, mi-a fost cam frig astăzi și acum am capodul pe mine pentru că mi-e este frig, m-am trezit înfrigurată. Mă voi apuca să fac cina și vom mânca. Pe la ora 10 va pleca Nicula, la ora 9 va pleca Nicula muncă. Voi rămâne cu cea mică, o vom spăla înainte să plece Nicu, îi vom da să pape, iar apoi o voi băga la somn. Thank you.
masa noastră. Imediat îl voi chema pe Nicu și vom păpa. Bună seara! Este ora 11, am adormit-o pe cea mică, Nicu a plecat la muncă. Acum vreau să-mi fac și eu rutina cu voi și aș vrea să vă mai spun câte ceva mâine. Nu știu cât de mult voi reuși să filmez. Pentru că Nicu va veni de la muncă la ora 6 de dimineață. Va dormi cel mai probabil până la ora 12. Iar apoi va mânca și la 3 va intra din nou la muncă. Nu voi reuși să fac absolut nimic cu cea mică pentru că vreau să fiu doar lângă ea. Să nu mă vadă că fac altceva. Să vedem, poate mâine povestim, poate reușesc să fac cât de cât ceva și să am material. Poate chiar voi ieși cu cea mică pe la plimbare, dacă mă va lăsa și timpul. Timpul ăsta este în defavoarea mea, în defavoarea celei mici. Nu putem să o mai scoatem afară pentru că vine deja timpul nasol. Și este dificil acum. Sperăm ca mâine să facem ceva DIY, doar că v-am spus că nu voi reuși. Și voi aștepta altă zi. Mi-am terminat și eu rutina mea. Așa că vă spun noapte bună. Ne revedem mâine. Bună dimineața, este ora 9. M-am trezit pe la ora 6 când a venit Nicu acasă de la muncă. Tocmai se trezise și fata și i-am făcut să pape. Acum doarme cea mică. Acum mă voi apuca de un pește la cuptor. Pentru că Nicu intră la 3 la muncă și trebuie să fac ceva, să păpăm. Astăzi nu cred că vom mai reuși să facem ceva. Pentru că rămân cu cea mică și e destul de greu cu ea să reușesc. Cred că vom ieși puțin cu ea la plimbare pe afară. Sper să fie bine afară pentru că ieri au venit câteva picături de ploaie. A fost înnorat. Aș vrea să mă duc astăzi prin Pepco să cumpăr câte ceva. Deci sper să țină timpul cu mine. Nu am apucat să mănânc micul dejun. Am adormit la loc, așa că voi mânca gustarea și mă voi apuca de peștele la cuptor.
păcate, acesta este peștele meu, acum urmează să-l bag la cuptor. Acesta va fi prânzul meu și al lui Nicu. Nicu nu mănâncă legume, i-am lăsat doar roșiile, dar nu le va mânca. Eu mi-am pus toate legumele. Am venit cu cea mică în Pepco, iar apoi mergem în DM. Bună, bună! Vin din oraș. Am fost la cumpărături cu cea mică. Mai mult am fost în Pepco pentru că îmi doream neapărat să-i mai cumpăr cele mici câteva body-uri, pentru că pe celelalte le-am murdărit. Și chiar nu mai aveam body-uri, bluzițe am cu grămada, dar body-uri cu mânecuță nu mai aveam. Începem întâi cu Pepco, să vă arăt ce am cumpărat din Pepco. Mi-am luat un organizator din acesta, mai am unul și, sincer, este plin. Multe rujuri le-am prin geantă pentru că acesta este plin și am zis este momentul să mai cumpăr unul. Am luat ceva din Pepco pentru scame. Avem mare nevoie pentru Nicu, mai ales pentru hainele de muncă. I-am luat Carolinei un set de 3 body-uri, unul pe lila, unul pe mov și unul pe alb cu floricele mov. I-am mai luat încă un set de body-uri cu mini, unul pe roz și unul pe alb cu căpșorul lui mini. Cam atât am luat din Pepco, acum vreau să vă arăt ce am cumpărat din DM. Mi-am cumpărat o spumă de ras cu aloe vera. Eu am avut alt tub de spumă de ras, dar nu mai aveau, așa că am luat ce am găsit acolo. Opa, și ceva deja curs aici. Cred că gelul acesta de duș. Exact. Stați un pic, revin. Gata, revenind, am spălat ceea ce mai aveam pe aici prin pungă pentru că se umpluse de gel de duș. Am cumpărat acest gel de duș care e la curs acolo în pungă. Îmi place foarte mult, îmi place foarte mult cum miroase, îl ador. Cred că a fost 20 de lei, da, 20 de lei. Acesta îi place iubitului meu, este tot un gel de duș, îi place foarte mult, acesta a fost 10 lei. Mi-am cumpărat un șampon cu nucă de cocos, deoarece pe makeup.ro am primit mesaj că nu îl mai au disponibil. Și am zis, ok, e momentul să mă duc în DM să văd ce găsesc acolo și l-am găsit pe acesta. Sper să fie bun. Mi-am cumpărat un fond de ten de la Catrice. Nu l-am încercat niciodată. Sper să-și facă treaba. Îl voi încerca cu voi. Voi încerca să fac un video separat. Mai mi-am cumpărat un luciu de buze de la Essence. Nuanța 05. Acesta este. Și în cele din urmă mi-am cumpărat 2 capsule cu... Acesta este ser de față, hidratant.
și acesta este ser concentrat de ochi. Cam atât am cumpărat din cele două magazine. Urmează să mai dau o comandă de pe alt site, cred că de pe Notino. Voi comanda ceea ce îmi lipsește mie pentru a face acel video. Mă duc și eu să mă schimb, să-i dau săpa pe cele mici, se strâmbă aici de zor. Și apoi vedem ce mai putem face. Nicu a plecat la muncă la 2:30, odată cu el am plecat și eu la cumpărături. Nu știu câte voi mai reuși să fac, dar sper ca până diseară să mai pun mâna pe cameră și să mai filmez câte ceva. Bună, din dormitor, sunt cu cea mică, a dormit un pic. Acum am încercat să-i dau săpape pentru că n-am mai mâncat de pe la 1-2 și văd că refuză, o mai las. M-am gândit pentru acel video cu DIY și cred că îl voi împărți în două. Pentru că vreau să fac ceva cu voi și pentru decorul casei, dar și pentru că a venit toamna și aș vrea să fac ceva pentru toamnă. Așa că îl voi împărți în două videoclipuri. Vom face diferite lucruri. Dar asta când va fi Nicu acasă, ca să pot să o las pe cea mică. Să știu sigur că nu inhalează acel miros al spray-urilor sau alte chestii. A început să pună mâna pe toate lucrurile și să le bage în gură și chiar n-aș vrea să atingă ceva de acolo, toxic sau ceva și să pună mâna să bage în gură. Nu vreau. Așa că cel mai bine aștept să fie Nicu acasă și voi face videoclipurile. Mai stau un pic cu cea mică. Este 6. La 7 voi mânca. Înainte de toate trebuie să-mi fac acel ceai. Cred că pe la și 20 îl fac. Și după voi păpa. Pe la 9 voi spăla și pe cea mică. Unde te duci, Carolina? Unde te duci tu? Ce-ai văzut tu acolo? Au. Ce faci așa? De ce faci așa? Bine că am fost afară cu cea mică pe zi, pentru că începe vântul, este și nor. Să vă mai arăt ce este aici. S-a urcat Nicu ca să schimbe becul și s-a rupt. Trebuie să vedem cum îl facem acum. Am toate astea căzute pe aici, pe jos, pături. Să vedem când îl vom face. Cred că va fi el acasă. Și ne vedeți și pe noi. Suntem aici. Carolina! Am aici foarte multe poze. Aici este de la botezul Carolinei. Aici sunt moșii. Iar aici sunt nașii. Și aici eu cu Nicu în mijloc. Aici este Carolina.
Eu cu Carolina, Nicu cu ea când era micuță, micuță, micuță. Aici eram la o nuntă, aici la cununie, când ne-am cununat. Aici mergeam la nunta prietenilor noștri. Opa! Aici la fel am fost la o nuntă la București. Aici tot la o nuntă. Aici este magnetul nostru. Suntem cu verișoara mea, Ani. Aici mergeam spre mare anul trecut când m-a și cerut. Aici sunt cu moșii mei. Aici cu nașii la o nuntă și cam astea sunt pozele de aici. Îmi place foarte mult să-mi creez amintiri, nu ratez niciodată oportunitatea de a face poze. Mi-am băut și eu ceaiul, aștept să se facă ora 7 să pap și să vedem dacă reușesc să mai filmez câte ceva. Acum am văzut că nu mai am ouă și nu pot face omletă și voi mânca un iaurt. Totodată vom încheia aici vlogul. Ne revedem peste 2 zile. Spune pa, Carolina! Hai! Pa!